Senegalezul Ndoye este acum oficial jucătorul lui CNS Cetate Deva. Miercuri, fotbalistul în vârstă de 38 de ani a fost prezentat presei de către autoritățile locale și reprezentanții clubului. Aceștia au explicat și că venirea lui mai târziu decât era preconizat se datorează formalităților cu actele. Este foarte important că a ajuns. Până în iarnă este alături de noi, va rămâne în Deva. Sper și în continuare, dar mai avem de muncit lapte. Sunt bucuros și cred că este unul din jucătorii cei mai importanti care din ultimul timp care este la Cetate Deva. Da, avem nevoie de un lider, un lider în teren și un lider în cabină. Chiar aveam nevoie și eu cred că echipa va crește, da, în ultimele 4 etape și cu aportul lui Usman. Usman, de la 2 ești pe mâna mea, ai grijă. Întrebat de ce a ales o echipă din Liga a 3-a, Ndoye a precizat că a făcut acest lucru datorită prieteniei pe care o are cu Cristi Bobar, președintele clubului. Cei doi se cunosc de pe vremea când senegalezul a evoluat la Dinamo București și ASEA Târgu Mureș. De asemenea, jucătorul a precizat că pentru el a contat foarte mult și ajutorul pe care i l-au acordat cei de aici cu actele de rămânere în România. Eu m-am născut cu fotbalul. Eu pot să joc. Deci știu tu, dacă m-a adus pe Liga 5, eu mă duc să joc, pentru că ești ceva care îmi place. Indiferent ce divizia ești. Dar eu nu sunt aici să joc la mișto, eu am venit să joc. Dacă era la mișto, nu vine aici. Am multe oferte. Ei știi foarte bine. O să vă arăt telefonul meu. Am multe oferte până acum, dar am dat vince și o să respect asta și o să vin aici, o să dai tot de la mine până la iarnă și vedem mai încolo. După conferința de presă, Osman s-a echipat pentru primul antrenament alături de noi săi colegi. Ndoye este născut pe 21 martie 1978 în Senegal. Până să ajungă la Cetate Deva, Ndoye a mai jucat și la alte echipe din România, precum Seceva Slui, Dinamo București, Astra Giurgiu, Săgeata Năvodar și ASEA Târgu Mureș. Conform reprezentanților municipalității din Deva care finanțează echipa, Osman Ndoye a venit la Cetate Deva fără niciun fel de pretenție materială, cel puțin până în iarnă.